De la Lugoj, unde acum câteva luni s-a descoperit la groapa de gunoi un cadavru tranșat fără prea multe urme de care să se lege anchetatorii, acum o altă descoperire de același fel înspăimântă brașovenii. Doi oameni ai străzii au găsit aseară un craniu uman și mai multe oase lângă un tomberon din oraș. Speriați, cei doi bărbați au fugit imediat până la o secție de poliție și au alertat autoritățile. Anchetatorii trebuie să afle acum cine a pus oasele acolo și mai ales cui aparțin. Se lăsase deja întunericul când cei doi bărbați s-au apropiat de acest tomberon din cartierul brașovean Gemenii. Căutau ceva de mâncare, dar au găsit în schimb oasele care se pare că aparțin unui bărbat. Aici, jos, lângă container. Dar erau băgate în ceva sau? Nu, era lângă un sac. Capul, da, era jos, da. Ce oase? Era un craniu? Era un cap de om și o pungă, nu știu, oase tot așa jos. N-am văzut în viața mea așa ceva. Deci m-am speriat. Era... numai osul, n-avea păr, n-avea carne pe el, nu. Era cu puțin plumb pe el, așa. Oamenii n-au stat pe gânduri și au fugit imediat spre o secție de poliție care se afla la câțiva metri de tomberoane. În câteva minute, o întreagă echipă de anchetatori au venit să cerceteze oasele. În același timp, a fost chemată și o echipă de la firma de salubrizare. Angajații au fost puși să cerceteze fiecare sac de gunoi în parte. Tot gunoiul s-a luat la mână și s-a spart pungi, s-a spart și s-a văzut că nu este nici nimic. Și nu s-a mai găsit nimic? Nu. Se pare că oasele au fost puse lângă tomberon după lăsarea întunericului, deoarece niciun locatar al blocurilor din jurul tomberoanelor nu le-a văzut. De ce v-ați speriat? Păi da, văd și ce e acolo, normal. Ceva oribil. Ce părere? Părere bună nu e. Oamenii legii au temărat o anchetă pentru a stabili cum au ajuns craniul și oasele la gunoi. Se pare că fragmentele umane au o vechime de câțiva ani. Craniul a fost trimis la București pentru o analiză de specialitate, pentru a se stabili sexul și vârsta persoanei de la care provine, dar și cauza morții. Un bărbat din București și-a